Jocul picturii a fost descoperit în urmă cu multe decenii de evreul Arno Stern, care a fugit împreună cu părinții săi de naziștii din Germania în anul 1933. De aceea, începând cu vârsta de 9 ani, nu a mai mers cu regularitate la școală. A adunat însă din toate locurile în care și-a petrecut copilăria și adolescența, toate care i-au ieșit în cale, muzica, pictura, literatura, filosofia. După anii grei de război, directorul unui cămin de copii orfani din Paris l-a angajat pe Arno ca să asigure pentru 150 de copii de evrei, traumatizați de război, o simplă ocupație între și după orele de școală. Erau vremuri grele, nu se găseau materiale, spațiile erau limitate, totul era o luptă pentru supraviețuire. Dar tocmai aceste condiții grele l-au motivat pe Arno să facă marea descoperire. De un an, Diana Isaac este cea care în fiecare weekend, într-un spațiu mic, cald și confortabil, îi învață pe copii și pe adulți acest joc. Nu aveam ferestre, nu aveam inspirație din exterior, totul e de aici. Nu aveam presiune din exterior, nu se aude nimic. Bine, dacă nu mai sunt sconși de acolo de pe sus. Așa, pictăm în picioare, fără stă la bănci, ne mișcăm. În mijloc avem o masă cu 18 culori, fiecare culoare având câte 3 pensule. Diana Isaac are 44 de ani, iar de un an este facilitator pentru cei care vin să practice jocul picturii. Acum 8 ani fiind în căutare de activități pentru fiica ei, unde să poată fi și ea prezentă, nu doar să o lase într-un atelier și să aștepte după ușă. Le-a descoperit pe Arno Stern, cel care i-a răspuns la cele 3 întrebări pe care le avea în căutarea ocupației pentru fiica ei. Învățare prin joc împreună. Cu 2 ani în urmă am fost în Elveția, într-un astfel de atelier și am învățat cum să facilitez acest joc, pentru că Arno Stern deja are 99 de ani și nu mai, să zic așa, stă acolo ca să ne transmită tot asta. Am luat copilul, am pictat și eu acolo, în timp ce era sesiunea, așa se numește, sesiunea de jocul picturii, și apoi am învățat să fiu facilitator. Pentru a practica jocul picturii nu este nevoie să ai o anumită pregătire. E doar un spațiu unde poate merge oricine pentru a se exprima și pentru a spune ce ascunde sufletul lui într-un mod creativ. Am încredere ce spun. Și facilitatorul care stă aici, adică eu, nu-i zic nimic. Eu îi dau voie, îi permit, îl împuternicesc să spună propria lui poveste. Și cel mic, și cel mare își spune propria poveste. Și așa, în această liniște, fiecare își spune ce are de zis, se exprimă într-un mod creativ. Într-un mod colorat. Nu neapărat să aibă o formă, pictura sau tabloul. E lumea lui acolo și o pune aici pe faină. Ca să observi beneficiile jocului picturii, este nevoie să-l practici cu regularitate, spune Diana. Ca și orice sport. Faci aici mușchi, așa ești cu mușchiul răbdării și cu mușchiul creativității, cu mușchiul entuziasmului, să zicem. Trebuie dezvoltați, trebuie antrenați sau trebuie reînviați la viață. Și atunci o practică regulată duce la chestiile astea că eu am voie să fac ce scrie, ce spune, ce aud aici. Eu am voie, mi se permite, sunt liber și mă împuternicește spațiul ăsta să fac asta, că chiar nu sunt judecat. Mai mult, Diana afirmă că această metodă schimbă percepția relațiilor între oameni, mai ales mamă-fiică. Pictează cot la cot, fără a avea un profesor, fără a avea o temă sau un proiect ca sursă de inspirație. Inspirația vine din interior. De aici ideea asta spontană sau tabloul ăsta liber sau scenariul propriu, ca să zic așa. Adică ne jucăm la propriu jocul picturii cu vopsele și pensule, fără a fi judecați, criticați, evaluați sau comparați unii între alții. De la vârsta de 3 ani până la 99, tuturor li se recomandă să se descopere prin jocul picturii. Cum să am grijă ca fiecare participant să nu lipsească nimic? Cum să am grijă ca el să nu se simtă judecat, criticat, s-a evaluat. Cum să fac așa ca privirea mea să nu-i transmită că doar atât? Dar wow, ce interesant! Asta e calificativul, ca să, evaluarea poți să-i spui doar atât. Ce interesant! Și atât. Diana, îți place? Ce interesantă poveste ai pus-o acolo. Nu, ce frumos! Că o să zic că data viitoare, dacă nu-i zic e frumos, nu m-a validat azi. Iar cere validare. În 1950, rezultatele cercetărilor lui Arno Stern au fost recunoscute de către UNESCO. Astfel, jocul picturii poate fi considerat oficial încă din anii 50 drept pilon al educației creative.